Românii cu risc mare de îmbolnăvire ar putea face a treia doză de vaccin anticovid chiar de la începutul lunii septembrie. Pentru cei care nu se încadrează în această categorie, este luat în calcul un test de anticorpi. Se pare că teoria unei a treia doze de vaccin anticovid-19 va deveni realitate în scurt timp. Autoritățile competente au propus ca cetățenii cu un risc mare de îmbolnăvire să fie primii care ar putea fi imunizați cu a treia doză. Ce? Neînțelegător nimic. Păi dacă ai făcut... A făcut două vaccinuri, la ce nu mai face pe al treilea? Înseamnă că ai apă de ploaie. Nu e bine. A făcut de două ori, gata, ajunge. Restul, alții care n-au făcut. Atunci, la ce nu mai face, dar? Ca să consume ce au adus de afară, dozele. Altfel nu se explică. De asemenea, această măsură nu a întârziat să creeze controverse. Cei mai mulți oameni nu au încredere sau nu s-au vaccinat nici cu prima doză. Nu vreau să o fac nici, nu le-am făcut nici pe primele doze de făcut așa ceva de vaccin, pentru că nu sunt bune. Întâi trebuie testat corpul și pe urmă să-ți facă vaccin. O dracu de doză, că nu o facem și ce să ne facă? Iese toată lumea afară și ce să facă? Să se pună Arafat în cap, să stea el în cap. Nu e multă politică, mult haos, multe lucruri necurate. Dumneavoastră v-ați vaccinat? Nu. Și nu mă vaccinez. Am 66 de ani. Pentru ce? Dacă nu-s bolnav, nu are rost. Decizia vine în condițiile în care numărul total al îmbolnăvirilor cu varianta Delta a ajuns la 262. Autoritățile competente au declarat că este o mutație a coronavirusului care se răspândește mult mai ușor și care poate provoca forme severe de boală, mai ales în rândul celor nevaccinați. Numai în ultimele 24 de ore s-a înregistrat cel mai mare număr de infectări cu SARS-CoV-2 din ultimele două luni.